Luați, vă rog, continuu, până vă spune ce vă opriți. Mai, mai. Da. Vă rog să luați. Da. Da? Zero. Documentele dumneavoastră, vă rog, sub inspector plăcintă serviciul rutier Prahova. Permisul. Da. Cursă ocazională? Da, cursă ocazională de la facultate până aici la facultate la UPG. La UPG, da. Neregulile nu au întârziat să apară. Cei mai mulți au fost sancționați pentru că și-au uitat documentele, iar amenda nu este una neglijabilă. Bună, Poliția Rutieră Prahova anunță, mă numesc. Documentele noastre, vă rog frumos. Și documentele autovehicului, vă rog frumos. Le-am provenit. Chiar le-am uitat la București. Certificat de matriculare și sigură. Le-am uitat când... Le-am uitat. Nu le-aveți dat noastră? Le-am uitat când am proveniente, că am proveniente dimineața la București și m-am grăbit. Să efectuăm o verificare în bază de date. Iar sancțiunea pentru lipsă de documente va fi de 750 de lei. Le-am uitat când am făcut rovinieta la benzinărie la București. Vă grăbeați undeva sau? Le-am plecat de la 4 și... Acum amendă! Poate nu, poate avertisment că ele există. Trebuie să le găsească în baza de date, am permis, am buletin. Și starea tehnică precară a mașinilor trase pe dreapta a fost amendată de polițiști. Până în momentul de față au fost descoperite mai multe nereguli, marea majoritate în legătură cu lipsa documentelor pe care șoferii sunt obligați să le aibă asupra lor în momentul în care efectuează transport de persoane. De asemenea, au fost retrase și certificate auto pentru starea tehnică precară a unor autovehicule, au fost aplicate sancțiuni și pentru uzura pneurilor. În total, polițiștii au dat numai la intrarea în Ploiești dinspre București 49 de amenzi și au reținut 5 certificate de înmatriculare.